Miercuri 23 februarie 2022, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, împreună cu lucrători ai Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, sucursala Zalău, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea sustragerilor de energie electrică și de elemente din rețelele de distribuție. În cadrul acțiunii s-a constatat că la un imobil de pe raza localității Sămihaiu Almașului și la două imobile de pe raza localității Agrij, instalația electrică prezenta o improvizat care permitea ocolirea echipamentului de măsurare. Față de proprietarii imobilelor, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Conform articolului 228 alineatul 3, cod penal, acte ce vor fi înaintate organelor judiciare pentru continuarea cercetărilor. Prejudiciul urmează a fi stabilit. Marți 22 februarie, în jurul orei 14, jandarmii jiboane au fost solicitați să intervină după ce o persoană a sustras mai multe produse alimentare și cosmetice dintr-un magazin alimentar de pe raza orașului Jibou. Persoana în cauză, o femeie de 38 de ani, a încercat să părăsească incinta magazinului fără să plătească pentru o parte din bunurile pe care le avea asupra sa. Bunurile neachitate au fost așezate într-o sacoșă de umăr, separat de bunurile aflate în coșul de cumpărători. De asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că aceeași persoană anterior a mai sustras produse similare dintr-un alt magazin din Jibou. Jandarmii au întocmit acte de constatare sub respectul săvârșirii infracțiunii de furt, conform articolului 228 Cod Penal, acte ce vor fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Jibău pentru continuarea cercetărilor. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit aparținătorilor de drept.